Asociația Refugiul Urban din Târgu Jiu Gorj, reprezentată prin Ana Nicolae, în parteneriat cu Asociația High Hope, cu sediul în București, reprezentată de Nicoleta Stoica, a desfășurat săptămâna trecută activități destinate categoriilor vulnerabile din punct de vedere social, având ca slogan Mai buni în decembrie, mai buni în fiecare zi. Cu sprijinul Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și promovarea programelor și strategiilor din România, 150 de copii s-au bucurat în prag de sărbători de jucării și materiale informative educaționale. Cere bonul fiscal. Citește eticheta. Asociația Refugiul Urban, în parteneriat cu Asociația High Hopes, reprezentată prin Nicoleta Stoica, au pus la cale o acțiune cu ocazia sărbătorilor de iarnă și nu numai. Acțiunea se numește Dăruim în decembrie, dăruim în fiecare zi. Se adresează copiilor care fac parte din categorii vulnerabile și am vrut prin această acțiune să marcăm și alte două zile importante din luna decembrie, și anume Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap și Ziua Internațională a Voluntarului. Este nevoie de astfel de proiecte și este începutul dintr-un șir de activități și proiecte foarte importante pentru comunitate, pentru că voluntariatul contează. Și ce pot să spun este că mă bucur că am avut ocazia să particip în acest proiect și mulțumim încă o dată sponsorilor care s-au implicat alături de noi și au contribuit ca noi să putem face bucurii și daruri pentru cei mici. Mulțumim frumos din partea conducerii școlii aceste minunate echipe care s-au ocupat de acest proiect și ne-a trecut pe listă. Copiii au fost foarte fericiți și noi la fel și vă mai așteptăm oricând în această școală cu activități. Vizitele au fost făcute la Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu, DGASPC Gorj și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.